Dragii mei, bun găsit! Aceasta este ultima rețetă pe care vă aduc în acest an și de aceea m-am gândit să fie o plăcintă cu carne tocată, care e numai bună de băgat la cuptor și de servit fierbinte în noaptea de anul nou. Este foarte gustoasă, va fi pe gustul tuturor și va fi vedeta serii, vă promit. Așa arată. E nemaipomenit de bună, se face foarte ușor. Ca să ne ușurăm munca, sosul poate fi făcut dinainte și în noaptea de anul nou ne ocupăm doar să împachetăm plăcinta. Și ca să nu stăm mult în bucătărie de Revelion, vom folosi foi de plăcintă cumpărate. Iar modul acesta de împachetare al plăcintei nu ridică probleme, chiar dacă foile mai sunt rupte sau lipite. Să vedem ingredientele. Pentru plăcinta cu carne tocată eu folosesc sos bolognese. V-am arătat cum îl fac eu, avem rețeta pe canal și o să vă las la sfârșitul acestui videoclip link și către rețeta acestui sos, dacă vreți să-l faceți ca la carte. Dar mai departe o să vă spun și varianta mai scurtă a sosului, pentru că sosul bolognese se fierbe timp de 3 ore, dar pentru plăcinta aceasta putem face un sos rapid pe care să-l fierbem doar jumătate de oră. Pentru sosul de carne avem nevoie de 800 de grame de carne tocată, amestec porc și vită, dar sfatul meu este să folosiți măcar 60% vită pentru că sosul va avea un gust mult mai bun. Ne mai trebuie 2 cepe, o felie de țelină, un morcov, 3 căței de usturoi și tot la sos mai punem suc de roșii, 400 de mililitri, supă de vită sau supă de legume sau dacă nu aveți niciun fel de supă, puteți să puneți și apă. Și ne trebuie 150 de mililitri de supă dacă faceți sosul rapid. Dacă faceți sosul bolognese, care fierbe 3 ore, are nevoie de mai mult lichid și atunci ne trebuie 400 de mililitri de supă. Câteva condimente, piper, sare, cimbru, dafin, 30 de ml de ulei și 100 de ml de vin roșu. Dacă cumva mi-ați ascultat sfatul și aveți sosul bolognese deja făcut și păstrat în congelator, de exemplu, atunci aveți nevoie de cam 800, maxim 900 de grame de sos bolognese. La sosul de carne punem și 2 ouă bătute. Ne mai trebuie un pachet de foi de plăcintă subțiri, un pachet din acesta are de obicei 400 de grame și cam 2 linguri de ulei pentru uns foile și pentru ca plăcinta noastră să aibă un aspect frumos deasupra, vom bate un ou cu 300 de ml de iaurt, puțină sare și puțin piper. Deasupra eu am presărat și cam o linguriță de semințe de chimen negru sau negrilică. Haideți să vedem modul de preparare și dacă vă place plăcinta mea cu carne tocată, nu uitați să vă abonați la canal pentru că mereu vă aduc astfel de rețete simple și bune. Cum se face sosul rapid de carne tocată? Toate legumele din listă le tăiem cubulețe și le călim pentru câteva minute în ulei încins, cât să se înmoaie puțin. Punem în tigaie carnea, amestecăm până când carnea se deschide la culoare, punem condimentele, sare, piper, cimbru uscat. Adăugăm vinul, amestecăm, punem sucul de roșii, și supă 150 de ml pentru varianta de sos rapid fiert doar jumătate de oră. Pentru varianta de sos bolognese, dacă aveți timp să-l fierbeți mai mult, puneți 400 de ml de supă. Așa trebuie să arate sosul la final. Cam asta este consistența și îl lăsăm să se răcorească. Aprindem acum cuptorul la 180 de grade. Sosul de carne s-a răcorit, s-a mai întărit un pic. Batem cele 2 ouă și le amestecăm cu carnea tocată.
Numărăm foile de plăcintă din pachet ca să știm cum dozăm umplutura, pentru că vom pune două foi suprapuse una peste alta și doar foaia de dedesubt o ungem cu foarte puțin ulei, folosind o pensulă. Peste foaia de deasupra nu mai punem ulei, pentru că vom pune sos de carne tocată. Aveți grijă cum îl împărțiți ca să vă ajungă pe toate foile. Deci, pe foile de plăcintă punem din loc în loc carne tocată și apoi le strângem ca o armonică sau le încrețim, mai bine zis. Pe măsură ce umplem foile cu carne tocată, le așezăm într-o tavă potrivită ca mărime și procedăm în acest fel până când terminăm toate foile și toată umplutura de carne tocată. Aveți grijă ce tavă folosiți, să nu fie prea largă, foile trebuie să stea așa încrețite. Ungem cu puțin ulei foile de deasupra, care au rămas deasupra. Și tava merge la cuptor pentru 40 de minute sau până când se rumenește plăcinta frumos. Între timp pregătim amestecul de turnat deasupra. Iaurt, sare, piper și un ou bătut, le amestecăm bine. Scoatem plăcinta din cuptor și turnăm acest amestec de iaurt și ou pe deasupra. Bineînțeles, în loc de iaurt puteți să folosiți smântână sau smântână cu puțin lapte, cât să o desfaceți puțin dacă e prea groasă. Deasupra eu am presărat și puțină negrilică, atât pentru aspect, cât și pentru gustul ușor picant pe care l-au aceste semințe. Dăm tava la cuptor din nou pentru 10 minute și așa arată plăcinta la final, când e numai bună de servit. Dar lăsați-o să se odihnească 10 minute înainte să o tăiați, se vor așeza aromele mult mai bine și apoi e gata de împărțit cu cei dragi. Plăcinta arată minunat, este foarte gustoasă. Eu zic că e o propunere foarte bună pentru seara de anul nou petrecută împreună cu cei dragi, dar să știți că o puteți face oricând în timpul anului, pentru că este minunată și la prânz și la cină și e numai bună și de luat la pachetul de la serviciu. Dragii mei, sper să vă placă propunerea mea, sper să o încercați și abia aștept să-mi spuneți într-un comentariu dacă ați încercat-o, cum a ieșit și dacă a plăcut musafirilor pe care i-ați avut de revelion. Fiind la ultima rețetă, dragii mei, vă doresc un an nou care să vină cu sănătate, cu liniște, cu bucurii și care să vă fie bun și frumos în toate. Vă îmbrățișez cu drag, ne revedem anul viitor cu noi rețete. La revedere și numai bine!